Am aici o nouă poveste de succes a programului Burta Jos. Andrei, țin să te felicit pentru rezultatele tale și mulțumesc că împărtășești din experiența ta. Mersi, Hunor. Mulțumesc și eu pentru suportul pe parcursul ăsta. Este interesant și fain pentru mine. Da, mai ales că noi am lucrat în trecut și fizic și o să trecem și peste acest aspect. Da? Acum, ceea ce interesează pe toată lumea, în primul rând, să-mi spui ce rezultate ai obținut tu în aceste prime 12 săptămâni din program? Am obținut undeva la aproape minus 9 kg și asta cu am avut și vreo 2 săptămâni în care am fost în concediu, plecat cu munca și nu am urmat chiar așa de strict programul. Pe lângă partea cu greutatea, mă simt mult mai bine fizic, mai multă energie și pe partea de nutriție, unde deja a devenit un fel de habit și pot să mă țin și să fac un prep pe 2-3 zile. Tu mi-ai spus că ai fost 2 săptămâni plecat în vacanță. Cum ți-a fost revenirea? Nu ți-a fost dificil să revii la rutina ta corectă și sănătoasă? Nu, chiar așteptam să revin la asta, pentru că văzusem înainte, testând programul o lună, după care a venit vacanța, am văzut că am început să mă simt mult mai bine fizic, mai multă energie și mi-a fost dor după vacanță, abia așteptam să mă întorc și să reiau programul. Noi am mai lucrat împreună în trecut. Poți să-mi spui cum a fost diferit programul Burta Jos față de ce am făcut împreună la sală în urmă cu 6 ani? Pe lângă fapt, când mergeam la sală și lucram fizic, erai acolo doar atunci și dădeai sugestii de care țineam cont când eram acasă și în materie de nutriție, dar nu. Cred că acum ce a ajutat a fost toate materialele, toate tool-urile puse la dispoziție, pe lângă partea de meal planning, rețete și așa mai departe, și aplicația în care puteam eu să văd antrenamentele, puteam să fac tracking la progres și așa mai departe. Și faptul că tu erai tu aproape de mine și mă întrebai cum sunt, dacă am nevoie de ajutor, m-a ajutat pe parcurs să îmbunătățesc programul astfel încât să fie cât mai ok pentru mine. Ți-am pus această întrebare pentru că sunt multe persoane care simt că online nu o să funcționeze la fel de bine ca la sală fizic. Și am fost antrenor fizic la sală timp de 4 ani și acum din ultimii 4 ani doar online și reușim să livrăm rezultate mai bune. Să înțeleg că cea mai mare diferență a fost partea în care nu doar ne-am văzut de 3-4 ori pe săptămână și ne-am văzut de viața noastră, ci că erai monitorizat mai îndeaproape și că primeai mai multe informații decât câte repetări și cu ce greutăți să lucrezi și cum să lucrezi. Toate astea m-au ajutat să-mi formez eu un habit din asta și să fiu conștient de ele și să nu depind doar de tine, cum era atunci când colaboram fizic și ne vedeam la sală și după aceea mi-era greu să mă descurc să fac un antrenament singur sau așa mai departe. Și acum, cumva, toate tool-urile puse la dispoziție m-au ajutat să îmi formez eu un obicei din asta și să pot să mă descurc și singur la nevoie. Și ce te-a făcut să te alături programului Burta Jos decât să îți cauți un antrenor fizic, un antrenor personal fizic, cum ai mai apelat în trecut? Știam că e nevoie de mai mult și că nu e nevoie doar de a fi cineva lângă mine în sală și să spună ce să fac. Știam că e nevoie de ceva care să mă educe, exact cum ai zis tu, și să devin eu mai conștient de faptul că trebuie să învăț chestiile astea și să nu depind de cineva neapărat. Toate astea m-au ajutat să aleg partea asta de online. A fost o provocare și pentru mine, pentru că la început eu am venit spre tine și am vrut să fac parte din asta și să pot eu pe parcurs să învăț și să mă descurc la final, să mă descurc singur. Simți că ai primit cumva ceva din asta cu care să poți să devii tu propriul tău antrenor și nutriționist mai departe, să înțeleg. Exact, da. Ok. Și spune-mi un pic cum a fost experiența ta cu nutriția din perspectiva timpului de preparare, gust, sațietate, dacă ai rețete preferate. A fost foarte ușor. Am urmat planul primit de la tine, foarte ușor de făcut cumpărături. Până acum mergeam și făceam destul de haotic cumpărăturile, nu mergeam tot timpul cu o listă stabilită de acasă. Cumpărai după Aveam sentimente și pofte, să înțeleg. exact, da, după asta. Și chiar dacă aveam ceva stabilit de acasă, nu era neapărat cea mai sănătoasă rețetă. Urmând planul de la tine, cumpărăturile au devenit mult mai ușoare, mult mai rapide, pentru că știam deja ce am de cumpărat. La început a fost mai challenging, pentru că nu știam unde găsesc anumite produse, dar după, nu știu, o săptămână, 2 săptămâni, deja știam fiecare unde îi mergeam rapid, le luam, făceam cumpărăturile foarte rapid și gata. Rețetele se prepară foarte ușor, nu e ceva foarte greu de făcut și m-au ajutat să-mi stabilesc o rutină din asta în care gătesc pe 3 zile mesele și știu că nu mai am
probleme în fiecare zi să mă gândesc oare acum ce îmi gătesc, ce trebuie să mănânc, ce vreau să mănânc. Adică cât timp ai observat că ți-a luat să-ți faci mâncare pe 3 zile? Mi-au undeva între o oră și 2 ore maxim, cam o oră jumate, probabil, cam așa, să-mi prepar 3 mese pe 3 zile. Deci cam 3 ore pe săptămână ți investești pentru gătit. Exact, da. Ok, bun. Și cum ți-a apărut partea de sațietate? Nu ți-a fost foame? Nu, chiar împotrivă. Uneori mă chineam să mănânc tot ce era în porția stabilită de la tine. Toate rețetele au fost foarte sățioase, foarte gustoase. M-am bucurat că am văzut că sunt foarte multe chestii dulci, ca și desert sau așa mai departe. De multe ori ai simțit că e prea mare volumul de mâncare și totuși ai reușit să slăbești 10 kg aproape. Exact, da. Okay. Asta pentru oamenii care se uită la acest video și se înfometează. Da? Ok. Și experiența ta cu antrenamentele, cum a fost? Foarte faină. Faptul că aveam aplicația la îndemână și puteam să văd ce am de făcut, asta m-a ajutat mult. M-a ajutat să țin un istoric la, nu știu, greutățile folosite la un exercițiu anume sau chestii de genul ăsta. Dar și faptul și modul cum au fost antrenamentele construite și gândite au fost foarte faine pentru că nu era ceva foarte basic și ceva care să mă plictisească la un moment dat ceea ce se întâmpla în trecut. Sunt destul de dinamice și implică mai multe tipuri de exerciții, mai multe grupe musculare și asta simt că a mers bine. Cât a durat o sesiune de antrenament la tine? Nu durează așa de mult. O medie e undeva la 40 de minute, cam așa, probabil. Și tu făceai cam 3-4 antrenamente pe săptămână, da? Deci, Exact. hai să zicem 4 antrenamente, deci nici măcar 3 ore. Deci 3 ore pe săptămână antrenament și 3 ore pe săptămână gătit. Deci ai investit cam 6 ore pe săptămână ca să reușești să îți implementezi această rutină, da? Exact, da. Cam Okay. atât. Și ce ți-a plăcut cel mai mult în acest program? Ce simți că a făcut cea mai mare diferență în rezultatele tale și în faptul să îți dorești cu drag să revii la rutina corectă după vacanță? Ce mi-a plăcut cel mai mult este faptul că m-a ajutat să devin mai conștient de ce are corpul meu nevoie, de cum să fac anumite lucruri, cum să-mi prioritizez mesele, cum să-mi construiesc mesele. Ce simt că mi-a plăcut sau m-a ajutat cel mai mult e asta că am reușit să ajung într-un punct în care să fiu mai conștient de ce mănânc, să fiu mai atent la ce mănânc, dar și ceea ce mi se pare interesant e că nu simt nevoia neapărat să mănânc, nu știu, să mănânc prost în fiecare zi. Abia, uneori abia aștept să mănânc o masă de la tine, nu știu, că sunt pancakes cu ceva fructe sau că e carne cu ceva. Sunt la fel de gustoase ca și cum aș mânca un burger sau o pizza și nu mai simt nevoia aia să mănânc prostii. Îți mulțumesc, Andrei. Te felicit încă o dată pentru progresul pe care l-ai avut și îți doresc mult spor și succes în continuare. Mulțumesc și eu, bună.